7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre meseria brățară de aur. Cum se potrivește un titlu ca ăsta cu viața de familie sau cu familia ca și un posibil atelier al meseriilor? A fi destoinic în lucrul tău, a fi un meșter de vază, a fi un meșter priceput, este un lucru extraordinar de prețios și Cartea Proverbelor vorbește despre cel care, meșter fiind, destoinic, fiind priceput în lucrul lui, merită să stea la masă cu împărații. O meserie bine făcută, pentru că este bine știută și este stăpânită, are în ea calitate. Pur și simplu, un meșter bun, un om destoinic în lucrul lui, merită să stea la masa împăraților și merită să fie recunoscut ca fiind rege, ca fiind împărat pentru domeniul lui. Cam care ar fi relația, de fapt, cu viața de familie și cam care ar fi legătura între o meserie și atelierul pe care îl reprezintă viața familiei? Mă gândesc în perioada în care templul era în șantier sau în perioada în care chivotul era un proiect pentru israeliți, Dumnezeu a pus un duh de pricepere peste Oholiab. A avea haruri, a avea capacități, a fi echipat să fii destoinic în lucrul tău, ține de ce ți-a dat bunul Dumnezeu. Dar câte haruri vedem noi că de fapt nu sunt grădinărite cum trebuie, sau câte haruri vedem că nu sunt puse la lucru, sau câți talanți nu sunt pur și simplu îngropați în pământ și nepuși în negoț, de frică, de rușine, de lene. Hai să spunem că foarte adesea negrădinirirea talanților noștri ține și de lene, ține de această indiferență sau apatie care pare a fi boala secolului. Dar, din nou, ce legătură are asta cu viața noastră de familie și ce legătură are toată construcția acestei brățări de aur care este meseria cu ceea ce se întâmplă în familia noastră? Are legătură, pentru că, de fapt, familia este un atelier extraordinar în care copiii pot să învețe să muncească, pot să învețe cum să muncească, pot să învețe să aspire spre maestrie. La noi, la români, de multe ori atitudinea asta, las că merge și așa, lasă fie, în apuseni s-ar spune, eu acum chiar sunt sub aura pe care mi-a dat-o recent vizita în apuseni. În apuseni se spune hiencatro, că faci lucrurile hiencatro, adică oricum, că merge. Ori, cu această mentalitate, cred că mai ales noi creștinii trebuie să luptăm, pentru că Dumnezeu ne-a dat haruri, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și Dumnezeu ne-a dat și ne dă și puterea cum să grădinărim toate harurile acestea. Familia este un fel de atelier în care se pot învăța meserii și se pot cultiva talentele ce țin de o meserie. Frecvent văd, și cred că și dumneavoastră vedeți în peisajul economic ceea ce numim noi family business,
copiii preiau ce au făcut părinții, copiii duc mai departe, mai străluciți sau mai puțin străluciți, ceea ce au preluat de la părinții lor, sau copiii risipesc ce au agonisit părinții lor, pentru că, din nou, este bine recunoscut că două generații adună și a treia risipește, Doamne ferește, dar se pare că se întâmplă lucrurile astea. Uneori vedem cum în acest business al familiei se învață și se duc mai departe lucrurile. Dar tot așa de bine vedem cum modelele nu sunt preluate și cum risipa și îngălarea și valorile nu mai sunt acolo în generația copiilor noștri. Ce ar fi de făcut? Sau cum am putea totuși să ținem de aurul brățării, ceea ce este o meserie făcută cu destoinicie? Ca și părinte mă gândesc că forța modelului este vitală. Ce văd copiii în noi? Cu câtă destoinicie ne facem noi meseriile? Cum învățăm? Cum nu ne e rușine să învățăm și la 40 de ani? Cum nu ne e rușine să fim studenți la 45 de ani? Cum mai ne ducem la un curs? Cum mai învățăm o rețetă nouă? Cum învăț să grădinăresc dacă am uitat? Cum învăț și construiesc dacă n-am făcut-o cumva niciodată? Cum pun mâna pe pensulă? Cum pun mâna pe cărămidă? Modul în care noi, în propriile noastre familii, ne raportăm la muncă, ne raportăm la destoinicie, adică la ceea ce pretențios a numit excelența. Deci să nu facem lucrurile hiencatro sau oricum, ci să le facem bine, desăvârșit, cât mai aproape de desăvârșire, pentru că, de fapt, cam tot ce facem ar trebui să facem ca pentru Domnul. Și ca și cum, prin meserie, prin ce facem în fiecare zi, transformăm acțiunile cele mai nesemnificative în adevărate acte de închinare Dumnezeului nostru, care merită, pentru că oricum tot ce avem, și putere, și har, și talent, de la El vine. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.